minute. Bună prezidiu, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep prin a-mi exprima bucuria de a fi alături de dumneavoastră aici și vă mulțumesc pentru invitația. Trebuie să recunosc că este pentru prima dată că mă aflu în acest spațiu cultural, Teatrul Eminescu, și sunt încântat de ceea ce văd, pentru că urmele trecutului trăiesc în prezent. În ce privește pe Pascali, este un mic paradox. Dacă Eminescu se afla aici datorită lui Pascali, noi ne aflăm astăzi datorită lui Eminescu aici. Valorile pe parcursul timpului se schimbă și este bine așa. În ce mă privește pe mine, am din cultura antică un zeu preferat. Și anume este vorba despre Janus. Janus este cel cu două fețe, cel care se uită deopotrivă la trecut și la viitor. Ei bine, eu cred că asta este atitudinea pe care trebuie să o avem în viață, trebuie să privim trecutul, pentru că din el ne tragem rădăcinile și pe el ne bazăm, cu gândul la prezent și la viitor. Poate că cele pe care le voi spune sunt lucruri cunoscute. Lucruri cunoscute legate de trecut, lucruri cunoscute legate de prezent și lucrurile cunoscute legate de viitor. Importanța însă, ori de câte ori vorbim despre lucruri cunoscute, constă în faptul că, repetându-le, poate vom lua din ele măcar o idee. Și dacă rămânem măcar cu o idee dintr-un lucru cunoscut care este a devenit între timp truism, lucrul se schimbă. De ce am făcut această mică introducere? Pentru că eu consider că și astăzi ne aflăm la un moment de răscruce, la un moment în care se afla acum 100 și mai bine de ani România lui Eminescu, a lui Maiorescu, a Juninii. Înainte de a trece la acest subiect, aș face o paranteză. Ne aflăm în acest an, în anul centenarului. Toată ziua și toate mediile, de la televizor la presă, vorbește despre anul centenarului. Este un lucru extraordinar, doar că nu se explică despre ce centenar este vorba. Am vorbit cu oameni care nu erau neapărat foarte educați și i-am întrebat, dom'le, dar și ce centenar este? Nu, un centenar. În general, dacă dorim să ne păstrăm trecutul și dorim să ne tragem seva prezentului din el, trebuie să și explicăm lumii ca să înțeleagă despre ce vorbim. Referitor la perioada din secolul XIX, când s-au pus bazele României, sunt două lucruri de spus. În primul și în primul rând că am asistat la un moment de modernizare a țării. Un moment de început de modernizare, abia fusese dezrobirea țiganilor, începuse cuza cu reformele lui, țara începea să crească. Cum se întâmplă o modernizare a țării? Care sunt palierele pe care o țară crește? Sunt mai multe. Și anume, este palierul cultural, care dă identitate, dar este și palierul economic, care dă coloana vertebrală. Cultura fără economie și invers este mai greu. Inclusiv în perioada în care bănuim noi că se făceau mari opere de artă gratuite, mă refer la Renaștere, nu se făceau fără mecenat. Întotdeauna cultura a avut nevoie de un sprijin economic, ceea ce oamenii de la vremea respectivă, mă refer la un Maiorescu, mă refer la un Carp, mă refer la Pacol, au înțeles și au încercat să dea o coloană. Ei, al treilea palier a fost palierul politic.
Interesant este că junimea a fost în același timp în toate cele trei paliere activă. Un reputat critic literar din secolul 20 îi reproșa lui Titu Maiorescu faptul că a fost și avocat și nu a fost mai mult profesor. Titu Maiorescu, dacă nu ar fi fost și avocat, nu ar fi avut din ce să trăiască. Salariul de profesor îl dona foarte des studenților și dacă nu ar fi fost și politician, poate că nu ar fi reușit să impună ritmul dezvoltării de care țara avea nevoie. Așadar, prin aceste trei paliere ce s-a întâmplat? S-au creat, vânt nevânt, niște elite. Niște elite care, pentru o cultură națională, cum era la vremea respectivă, dezideratul comun, făceau ceva. Și anume, încercau să scoată România din starea în care era și să o aducă în paralel cu vestul, cu statele, să le spunem, mai avansate decât noi. Acest moment s-a întâmplat în istoria culturală a României exact de trei ori. Odată în perioada de care vorbeam, a doua oară în perioada interbelică, moment în care, de fapt, ei își trag seva tot din junimism, și a treia oară când s-a încercat o sincronizare a culturii au fost anii 60. Astăzi este o desincronizare a subculturii. Pornind de la faptul că o cultură națională se realizează în condiții naționale, chiar dacă încercăm să o conectăm la ce se întâmplă în vest, nu putem să nu mai vedem încă un lucru. Și anume, în Italia, Dante se năștea la 1265. Da Vinci s-a născut în 1452. Shakespeare, 1564. Sărim peste antichitatea clasică greacă. Pe la 1400 noi trăgeam oamenii în țeapă, dacă îmi amintesc bine minte. Mihai Eminescu vine într-un perimetru foarte arid și face ce se încerca în celelalte domenii, în economie și în politică. El recuperează de la antichitate toată literatura universală, o înglobează în propria lui operă și redă, și dă, de fapt, nu redă, și dă culturii române ceea ce a lipsit. Prin Mihai Eminescu, cultura română nu capătă legitimitate, capătă devine conectată la cultura universală. Găsim antichitatea, găsim și renașterea, găsim totul până la momentul actual, până la romantism, în Mihai Eminescu. Cred că acesta este poate cel mai mare merit al lui, și anume că din nimic aproape, el reușește să ne conecteze cultural la tot ceea ce însemna istoria universală. Ajungând în trupa lui Pascali foarte devreme, el dorește, evident, să vadă cu ochii lui realitatea României despre care scrie mai târziu. Pentru că spune Eminescu, nu? El vrea să vadă cum trăiesc efectiv românii de la Nistru până la Tisa. Doar pe baza unei unități naționale se poate realiza și moderniza statul român, care, repet, era într-o fază foarte incipientă. Un element esențial în modernizare au fost cele două grupări de la vremea respectivă, cea filo-germană și cea filo-franceză. Sigur că junimea se număra prin modelul, printre cei care susțineau modelul german. Însă aici trebuie făcut o mică diferență. Și anume,
Sunt două moduri în care se dirijau vestirile lumii. Și anume revoluția, adică transformările bruște, și evoluția. Din acest punct de vedere, Eminescu și Maiorescu au dat României, și în general Junimea, au dat României pe toate palierele pe care, culturale pe care le-au atacat, cum spuneam, legătura cu universalitatea, ancorarea în prezent prin politic și economic. Ce se întâmplă astăzi? Sărim 100 și puțin de ani. Suntem într-o lume în care, spunea colega mea mai devreme, individualismul ne caută la fiecare colț și ne pândește. Întrebarea este, spuneam la început, suntem aici datorită lui Eminescu. Întrebarea este cum ne raportăm la trecut, ce înțelegem să facem cu el, pentru că prezentul nostru va deveni în curând trecutul altora. Nu cred că e datoria noastră să ne irosim prezentul, pentru ca generațiile următoare să nu aibă trecut. Noi avem un trecut, avem un trecut extraordinar, îl cinstim cum se cuvine, chiar astăzi aici facem acest lucru, dar vrem în același timp să transformăm prezentul într-un asemenea trecut. Dacă Eminescu ne raportăm astăzi la el, dacă ne raportăm la un Maiorescu, dacă ne raportăm la un Alexandrii, întrebarea este de ce o facem? Ce au făcut ei să transforme trecutul simplu, șters și tern, nesemnificativ, în ceva semnificativ? Ei bine, acest lucru s-a întâmplat numai și numai prin exemplu personal. Nu poți schimba lumea decât încercând să fii tu mai bun. Nu poți schimba lumea decât încercând tu să faci ceea ce trebuie făcut, indiferent de ceea ce fac ceilalți. Poate că în curând va vedea unul, poate că nu va vedea nimeni. Nu contează. Vreau să vă dau o metaforă în acest sens, în final. Și anume, ce spun eu acum este ca și cum ne-am aflat pe o stradă într-o metropolă pe care puteți alege dumneavoastră, în care toată lumea iese de la servici, este o lume grăbită și toți merg în același sens. Niciunul nu merge în sens invers, toți merg, strada este plină de oameni și din cineva care este în fața noastră emană polen. Mergând, acest polen se ridică în aer și prin mișcare el cade undeva în spate. Pe un om cade, altul se scutură de el, nu-l înțelege, pe altul îl evită, pe altul poate îl deranjează, altul este orbit de el, altul îl acceptă și la rândul lui dă mai departe acest polen. Ei bine, ce doream să vă spun? Exemplul personal al lui Eminescu, exemplul personal al lui Maiorescu ar trebui să fie un exemplu pentru exemplul nostru personal. Important este să sădim pomul. Ce se va întâmpla după aceea, va face natura. Vă mulțumesc! Pentru profesorul Eugen Tudoran, Moș Poveste, poezia românească avea ca fundamente doi titani, îi și numea și a și dezvoltat propoziția asta în studii imense, Eminescu și Lucian Blaga. Despre titanul Eminescu în viziunea lui Eugen Tudoran astăzi,